Consilierii județeni au luat atitudine față de modul în care aparatul tehnic de specialitate al instituției înțelege să argumenteze proiectele de hotărâre care urmează să fie dezbătute în cadrul ședințelor de Consiliu Județean. Primele nemulțumiri s-au auzit din partea consilierului Alexandru Bălănescu, președintele Comisiei Juridice. Eu mă plâng de votul pe care mi-l cere aparatul tehnic al județului cu privire la aceste realocări. O notă de fundamentare pentru acest capitol nu strica la acest proiect. Și era tot în regulă. Cred că dispuneți de atâta funcționărime încât să facă două pagini de notă de fundamentare, care să ne convingă că suntem în temă și că opțiunea conducerii județului este una corectă. Nemulțumirile exprimate în Comisia Juridică și-au găsit rapid susținere și în rândul altor consilieri județeni. Mare parte din aparatul tehnic nu se prezintă la ședințele de comisii și noi mai avem lipsuri și noi mai avem neînțelegeri. De multe ori poate nu vedem foarte bine materialul prezentat. Nu putem să fim toți buni la toate. Dar dacă aparatul de specialitate ne prezintă concret ce se dorește să se facă, să știți că am luat deciziile mult mai ușor și am fi mai lămuriți. Cel nevoit să lămurească situația a fost Aladin Georgescu, cel care se ocupă interimar de conducerea Consiliului Județean. Acesta justificat retragerea unei sume de bani care fusese alocată refacerii unui drum județean care traversează comuna Corcova. Am considerat că este bine ca suma pe care noi o alocasem inițial pentru Jirov să o realocăm și să mărim sumele alocate celor două drumuri județene de la Vrădaia și de la Purila. Urmând să vedem până la ședința ordinară din octombrie, în ce stadiu va fi procedura de achiziție pentru drumul județean de la Jirov pe raza teritorială a comunei Corcova. În cazul în care, la momentul respectiv, se va încheia contractul de achiziție publică, acel contract de execuție de lucrări, și dacă noi vom considera că timpul ne permite până la sfârșitul anului să executăm acea lucrare, acea investiție a noastră, cu siguranță vom găsi la un alt capitol bugetar, suma de bani pe care o vom aloca acestui obiectiv. În final, consilierii județeni au ajuns la un consens și au votat toate proiectele aflate pe ordinea de zi.